Pizza, în mod evident, nu are nevoie de nicio prezentare, fiindcă este un preparat foarte popular, este foarte consumat de către noi toți, așa că în acest video vreau să arăt pas cu pas cum se poate pregăti acest preparat foarte întregit. Prima pizza pe care am mâncat-o, în adevăratul sens al cuvântului, bineînțeles, a fost undeva prin anul 2003. Făceam practică într-un restaurant unde se făcea și pizza, așa că am văzut pas cu pas cum se prepară, ce gust ar trebui să aibă și pot să spun direct că a fost un gust care m-a captat pentru acea perioadă. Foarte, foarte bun, diferit. Tocmai de aceea am mâncat destul de multă pizza în acea perioadă. Un an mai târziu urma să-mi termin școala de bucătari. Nu pot să spun că a fost un elev care excela în timpul școlii. Aș putea să mint, aș putea să exagerez, dar nu o fac fiindcă exact așa a fost. Totodată nu a fost nici în coada clasamentului, așa că în ultimul an am luat o mențiune pentru care am câștigat această carte de pizza. Sunt foarte, foarte mândru că încă o mai am. Vreau să arăt și ție ce este pe aici. Sunt de fapt foarte multe rețete, combinații foarte bune și aluaturi la fel. Bine, sunt mai multe feluri aici, dar baza este aici, fiindcă un aluat nu trebuie să aibă foarte multe ingrediente. Baza este suficientă pentru a crea ceva foarte bun. Când vine vorba de prepararea pizzei în sine, pentru mine mai mult nu înseamnă neapărat mai bun, în niciun caz, fiindcă pe lângă faptul că se adună foarte multe calorii, de fapt se strică foarte mult și din gust, fiindcă nu vei simți gustul aluatului, nu vei simți gustul ingredientelor, tocmai de aceea pentru mine mai puțin este cu siguranță mai bine. Așa că pentru acest video îți voi arăta metoda mea de prepararea pizzei, bineînțeles poate să fie adaptată după gustul tău, după plăcerea ta, bineînțeles, însă aceasta este varianta mea după cum spuneam mai devreme, așa că te invit cu drag să urmărești acest video. Primul lucru care trebuie făcut este aluatul, fiindcă trebuie să stea 2 ore la dospit. Drojdia este foarte importantă în acesta, așa că trebuie să stea 10 minute în apă călduță pentru a se dizolva cât mai bine și pentru a optimiza efectul. Pentru cantitatea de făină pe care o folosesc, 10 grame sunt suficiente, apă undeva la jumătate de pahar, iar asta înseamnă undeva la 70 de mililitri. Ca și unitate de măsură, am folosit această cană normală pentru ceai, am folosit 3 căni de făină, aproximativ 600 de grame. Sarea am folosit 2 mâini foarte mici, iar asta înseamnă undeva la o linguriță. Zahărul trebuie să fie jumătatea cantității de sare, am amestecat de câteva ori în făină. Au trecut cele 10 minute, așa că drojdia s-a dizolvat foarte bine și încep încet să formez aluatul. Apa trebuie să fie undeva la jumătatea cantității de făină pe care am adăugat-o. Apa trebuie să fie undeva la 260-280 de mililitri. Am adăugat o lingură, ulei de floarea soarelui, puteam să adaug și ulei de măsline, însă acela va da o tentă amăruie, de care cu siguranță nu am nevoie. Am răsturnat aluatul pe masă, fiindcă este timpul să frămâm mai bine. În acest punct, aluatul are o tentă mai moale, așa că voi completa cu o făină mai dură, și anume o făină neagră de grâu. Am adăugat-o treptat, în timp ce am amestecat continuu, undeva la jumătate de cană, asta înseamnă 100 de grame. Am frământat aluatul undeva la 7-8 minute. Pe un blat sau pe o tavă am așezat un strat subțire de griș. După ce am frământat aluatul, l-am lăsat 5 minute să se odihnească, după care l-am împărțit în 4. Din acel aluat neuniform, acum trebuie să facem bile cât mai rotunde. Cu ajutorul degetelor, iau margine și aduc către interior. Repet asta de câteva ori, iar acum învârt într-o singură direcție în podul palmei, creând oarecum un vârtej care va lega bila foarte bine. Bineînțeles, am mai făcut asta de câteva ori, așa că exercițiul va crea ușurință. Mai există și această variantă. De data aceasta ne vom folosi de masă și de podul palmei și vom crea acel vârtej ca și data trecută, care va lega aluatul la fel de bine. Am umezit o cârpă cu apă rece, care o voi așeza peste aluat. Rolul cârpei este de a evita formarea unei poșnițe. Aluatul trebuie să stea 20 de minute la temperatura camerei și încă o oră jumătate în frigider. Brânza ideală este această mozzarella bufala, adică mozzarella de bivoliță. După cum ai văzut și în carte, sunt mai multe modalități de a crea sosul de roșii. Eu am folosit bulion împreună cu roșii uscate.
Înainte de a băga aluatul în frigider, a fost destul de moale, acesta a fost și planul, iar acum, după timpul petrecut la rece, este numai bun pentru întins. Am apăsat cu degetele, după care cu podul palmei, până când s-a aplatizat puțin. După care am terminat cu mâinile prin mișcări circulare pentru a rezulta o formă cât mai rotundă. Aluatul se poate întinde doar cu mâinile, însă vreau să arăt varianta cea mai simplă și cea mai practică. Am așezat aluatul într-o formă de pizza, după care urmează și ingredientele. În mod evident, sosul de roșii, după care mozzarella. Poți să folosești și roșii întregi la conservă, după care să zdrobești, în cazul în care ai altă preferință. Eu am ales bulionul, fiindcă este făcut de bunica, cu roșii de grădină. Puțin ulei de măsline picant, care n-am făcut acum câteva videouri, vei găsi un link în descriere. Toate aceste ingrediente va forma o pizza margherita, fiind una foarte clasică. Am găsit un salam care nu este foarte gras, care va contribui la pizza mea de apă. Bineînțeles, baza, sos de roșii, mozzarella, după care salam, împreună cu peperoncini, care l-am făcut la fel, videourile trecute, împreună cu ardei iute la burcan. Prima pizza diavolo pe care am mâncat-o avea la fel ardei iute la burcan, un lucru care îmi place cu siguranță chiar și acum. Peste pizza margherita am așezat câteva felii de piept de rață, bineînțeles, se poate folosi și prosciutto crudo, se poate folosi și șpec, însă aceasta este doar varianta mea. Ați sosit și final videoclipului, sper că am fost destul de explicit în așa fel încât să-ți creezi propria ta pizza, fiindcă la un restaurant vei plăti de 3 ori mai mult, plus de asta te vei distra și vei avea o satisfacție făcând-o. Sunt Alex Vasarabă, te aștept pe data viitoare!